verificator după un timp destul de îndelungat, nu-i așa, domnule director? Am ajuns iarăși la Direcția pentru Cultură Vrancea, unde domnul Traian Negulescu, directorul Direcției pentru Cultură, l-a invitat pe domnul Cătălin Stârloagă. O să-i las pe ei să ne povestească o mulțime de lucruri bune care se întâmplă pe raza județului nostru. De-aia am și venit astăzi aici. Bună seara, bună seara, bine v-am găsit! Bună seara și bine ați revenit la Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea, într-un nou format, împreună cu domnul Cătălin Stârloagă, cu care Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea derulează un parteneriat în cadrul proiectului Ora de Teatru. Este un parteneriat care s-a născut ca urmare a colaborărilor noastre destul de îndelungate. Ultima dintre ele a fost la Mausolei pe bicicletă, cea de-a cincea ediție Mausolei pe bicicletă, atunci când trupa de teatru Porota a avut un moment, un happening la Mausoleul Mărăști. Mai mulți tineri din cadrul trupei au citit din memoriile Mareșalului Averescu și memoriile Reginei Maria legate de lupta de la Mărăști. Cu acea ocazie, domnul Stârloagă s-a întâlnit cu un bun amic de-al nostru, cu un regizor care a fost invitat și a prezentat un film realizat în cadrul anului centenar, un film realizat pentru Jandarmeria Montană, pentru Jandarmeria Română, și atunci s-au pus bazele și s-au creionat ideile principale ale acestui proiect destul de interesant, care a obținut o finanțare, a câștigat o finanțare și care o să înceapă în această, la sfârșitul acestei săptămâni, respectiv joi, 28 noiembrie, și toate detaliile o să fie dat probabil Cătălin. Dar înainte de a vorbi cu domnul Cătălin Stârloagă, vreau să ne aducem puțin aminte. Cum a început, dintr-o toană a început Mausolee pe bicicletă? La început a fost așa o chestie... Toate încep dintr-o toană. Da? Cred că lucrurile bune și frumoase încep ca urmare a unor idei, unor idei generoase care ulterior, dacă sunt povestite și organizate cu sinceritate și onestitate, pot duce la un eveniment care, spunem noi, a făcut ceva istorie și s-a bucurat și de ceva succes. Anul ăsta câți bicicliști au venit? Față de acum 5 ani, de exemplu. Păi acum 5 ani am început evenimentul cu niște entuziaști, așa, cu vreo 50-60 de persoane, aproximativ 50-60 de persoane, iar anul acesta am avut 150 de participanți, dintre care o serie de cicliști de renume din zone de anduranță și din zone de, da, din zone de anduranță. Excelent, foarte frumos și sper să continue acest proiect. Cu siguranță, cu siguranță va continua, pentru că deja nu mai este un proiect al nostru, este un proiect al comunității și într-o formă sau alta există o presiune a acestei comunități de cicliști care ne, de fiecare dată ne spun hai să facem, hai să facem, hai să-l facem, hai să-l facem. Și atunci firește că îl vom face în orice condiții. Doamne ajută, succes mare, să le Dumnezeu. Da, mulțumim. Mă adresez domnului Cătălin Stârloagă, este un nume deja la noi în județul Vrancea, a făcut foarte multe lucruri foarte frumoase, premii și așa mai departe, dar las pe dumnealui să vorbească. Înainte, da. Te rog. Spune Cătălin de a ne povesti despre inițiativa domniei sale și despre proiectul acesta, care este extrem de original, pentru că nu este doar un concurs național de teatru de tineret, ci este un concurs care și-a propus încă de la început să implice comunitățile
și mulțumesc lui Cătălin că a acceptat această sugestie din partea noastră de a aduce și de a juca cu trupele de teatru care vin în competiție în mai multe localități, astfel încât toate comunitățile importante, nu sunt comunități unele mai importante și altele mai puțin importante, dar toate comunitățile mai mari din județul Vrancea să poată beneficia de prestația unor tineri care sunt pasionați și îndrăgostiți de teatru. Cred că asta este unul dintre punctele de originalitate a acestui concurs. Dar înainte de a vă povesti domnul Sloagă despre toate aceste lucruri, eu vreau să vă spun că acest concurs debutează și sunt niște auspicii foarte bune. Pentru că noi săptămâna trecută am reușit să inaugurăm, să dezvelim placa Monument Istoric la monumentul funerar al maiorului Gheorghe Pastia. Și felicitări, mulțumim. Și pentru lucrul ăsta, felicitări, mulțumim. De mult așteptam acest lucru, da. Și iată că în aceste săptămâni se împlinesc 106 ani de la inaugurarea Teatrului Comunal Maior Gheorghe Pastia. Suntem în plină stagiune teatrală la teatru. Deci este un sfârșit de noiembrie cu multă semnificație în ceea ce privește teatru. Domnule Cătălin Sloagă, haideți puțin să luăm da capul, pentru că noi n-am mai vorbit de mult în fața telespectatorilor. Bună seara și bine v-am reîntâlnit. Bună seara și bine v-am regăsit, vă rog. Deci, este exact cum spunea domnul Toian Negulescu, noi avem o colaborare destul de îndelungată în timp cu Direcția pentru Cultură și la mausoleu pe bicicletă, reîntâlnindu-ne cu dumnealui și întâlnindu-l pe domnul Daniel Burlac, am stat de vorbă și de acolo a plecat ideea, văzând că mausoleul pe bicicletă aduce atâția oameni din țară, am zis, noi nu putem aduce oameni din țară în Vrancea. Și am început să ne gândim la proiect, am început să îl creionez și am început să caut oportunități de finanțare și în momentul în care Consiliul Județean Vrancea a anunțat intenția de a finanța proiectele ONG-urilor, am început să vorbesc cu Direcția pentru Cultură, care este principalul partener al nostru, cu Ateneul Popular, Inspectoratul Școlar, Casa de Cultură Odobeș, Casa de Cultură Panciu, Primăria Panciu, Primăria Vidra și Liceul din Mărășești, din Liceul Emil Bota din Adjud, Liceul din Dumitrești, și alte instituții liceale pentru a face acest proiect. Oamenii au arătat deschidere, a fost foarte bucuros, a fost o împlinire să văd că acolo unde am bătut în ușă se știa de noi și ceea ce facem noi și am găsit deschidere la toate aceste instituții de a ne sprijini. Pentru că dacă nu erau toate aceste instituții alături de noi, proiectul nu ar fi reușit sau nu se putea desfășura. Noi suntem doar cei care am scris proiectul și care îl ducem, dar dumnealor sunt cei care sunt alături de noi și au aceeași contribuție ca și noi. Până ajunge la acest proiect, domnule Sloagă, ați avut o activitate de ani de zile în care v-ați impus cu niște lucruri foarte frumoase, atât în țară, da, cât și în străinătate. Vorbiți-ne un pic, pentru că proiectul ăsta este finanțat acum, în urma unor succese pe care le-ați avut. Am considerat că experiența noastră, atât națională cât și internațională de până acum, din 2011, când am făcut primul pas, până astăzi, am considerat că putem duce un asemenea proiect, îl putem aduce și acasă, adică am învățat și în străinătate, am învățat și de acasă ce trebuie să facem și încercăm să facem, să adunăm tot ceea ce e mai bun din toate colțurile unde am fost noi.
Într-adevăr, este proiectul, este efectul unui alt proiect, este efectul, deci ora de teatru este efectul proiectului trupa de teatru Prota din Panciu. Adică deci ați început cu trupa de teatru. Am început inițial cu trupa de teatru, da. Prota. Așa, dintr-o joacă aproape, nu? Da, dintr-o joacă. E un hobby până la urmă al meu, da. Și s-a ajuns la acest proiect, ora de teatru. De ce ora de teatru? Pentru că noi promovăm educația alternativă prin teatru. Am constatat în toți anii ăștia că este nevoie de această educație. Întotdeauna am spus că acolo unde profesorul sau unde părintele nu poate să pună ceva, poate să vină altcineva să pună acel ceva. Ei nu pot să pună, nu datorită nepriceperii. Poate datorită faptului că nu au timpul sau nu știu unde, cum să îi bată în ușă în celui în cauză. Deci credeți-mă că am avut foarte mulți liceeni care au venit și erau foarte emotivi și nu știau să relaționeze. Deci am reușit în timp să-i fac să înțeleagă și să știe să relaționeze. Deci Prota nu este un furnizor masiv pentru facultățile de teatru. Chiar putem să spunem că la ora asta o să putem face o trupă de teatru din viitori medici. Ați găsit oameni care... Nu, avem noi foarte mulți. Da? Avem noi, deci Prota are destui studenți la medicină, viitori studenți la medicină. Adică faptul că mergi la un proiect de educație alternativă prin teatru nu înseamnă că trebuie să dai la teatru, să fii actor. Da, asta am înțeles, dar deci, deja aveți în trupă oameni care deja muncesc în medici. Nu. Unii din ei vor fi voluntari în proiect. Și ce o să facă acești voluntari? Deci acești voluntari, din experiența lor, vor face ateliere de teatru în comunitate. Deci proiectul în sine este unic în România pentru faptul că, exact cum spunea domnul Negulescu, mergem în comunitate, ne deplasăm noi în comunitate, nu așteptăm comunitatea să vină la noi. Adică va fi o deschidere pe 7 localități din județul Vrancea, adică Adjud, Dumitrești, Focșani, Mărășești, Ordobești, Panciu și Vidra, sunt acele localități unde există instituții de învățământ liceal. Și momentan, la anul ăsta, aici am privit. Și vom merge în data de 29 noiembrie, vineri, vom face în prima parte a zilei ateliere de teatru cu liceenii din acele comunități. Iar după aceea se va juca un spectacol de teatru de alți liceeni care vin din țară și își prezintă spectacole în festival. Da, aș vrea să vă rog frumos să ne vorbiți, pentru că mâine seară începe acest festival despre care ne-ați vorbit. În ce constă acest festival? Câte trupe de teatru aveți? La momentul ăsta... Așa, cine s-a înscris? Da. Vor veni 7 trupe de teatru. Inițial noi l-am gândit ca un festival național, așa ne doream doar 6 trupe momentan, pentru că la momentul ăsta este o ediție pilot, așa, dar a devenit internațional, dacă am putea să spunem că Republica Moldova e internațional, el devine internațional prin faptul că vine din Republica Moldova o trupă de liceeni foarte bună care a jucat și în străinătate, a fost la festivalul în Franța. Noi știm foarte bine din întâlnirile noastre anterioare trupa de teatru Ghiocei din Republica Moldova. De unde este? Din Mingir. Așa. Inițial am zis să oprim doar o trupă din Vrancea și sunt două trupe din Vrancea. Este o trupă Anima de la Liceul Sportiv și trupa Icar de la Colegiul Cuza. Care a luat de curând un nu știu ce premiu, da, la Cuza. Da. Nu? Da, am văzut și eu ceva de presă de genul ăsta. Vor veni vor mai veni 4 trupe din țară, trupa trupa din Iași, la fel o trupă care merge destul de des în străinătate, trupa Leira din Râmnicu Vâlcea,
care este trupa doamnei Doina Migleții, care a fondat și a înființat Teatrul Ariel din Râmnicu Vâlcea. Vine de la Câmpina trupa Mircea Albulescu, iar o trupă premiată și cunoscută în țară, și o altă trupă din Făgăraș, Eva Dart, o trupă bună care are un festival de genul ăsta și i-am cunoscut de la Făgăraș. Deci asta este, domnule Sulave, este prima ediție a unui festival căruia da, dumneavoastră îi doriți o longevitate infinită, nu se poate spune așa? Da. Acum, dacă îmi permiteți, da, este prima nebunie. Așa. Cătălin este un artist, are suflet de artist și spun că e o nebunie pentru că s-a încămat la un proiect logistic extrem de greu. Noi încercăm să-l ajutăm cât putem, dar evident toată responsabilitatea și toată munca va fi pe umerii domniei sale, la fel și succesul, pe care noi nu ne îndoim că va beneficia. Dar v-a povestit doar povestea concursului. Pe lângă această poveste a concursului, Cătălin are niște invitații extrem de interesanți și de importanți în cadrul festivalului. Invitați de... O să vă spun Cătălin cine o să... Profesioniști 100%. Așa. Asta vă garantez. Te rog, Cătălin. Dacă tot am deschis de juriu, o să vă spun că juriul va fi format din actrița de la Tania Popa de la Teatrul Național din București, de regizorul de teatru Gheorghe Balin și de criticul de teatru Doru Mareș. Sunt oameni pe care nu i-am cunoscut, sunt oameni Nu i-am cunoscut, ne-au cunoscut, știu despre ce e vorba, știu foarte bine ce facem noi, îi știm și noi și știm și profesional și de asta au și acceptat să vină alături de noi. Ne-am dorit să vină ei pentru că ne știm foarte bine. Cât durează acest concurs? Într-o zi este? Nu, deci festivalul în sine durează 4 zile, concursul durează 2 zile. Deci, haideți să le spunem telespectatorilor că pentru ei am venit astăzi, da, aici, deci mâine seară, mâine e joi, în cât suntem mâine, domnul Negule? 27, da? 28. În 28, mai departe, la ce oră, unde, deschiderea este, deschiderea va fi la Ateneul Popular la ora 18. Și deschiderea va juca trupa care niciodată nu va face parte din concursul acestui festival, adică trupa Prota, pentru că noi nu am făcut festival să ne dăm nouă premii. Am zis asta de la lucrul ăsta am plecat, am făcut festival în calitate de organizatori. Vom juca ultimul nostru spectacol, Vanda, scris de Radu Apostol și Mihaela Mihailov, iar costumele și scenografia acestui spectacol sunt făcute de actrița Tania Popa, care este și președintele juriului, care a venit de anul trecut, colaborează cu noi. După care, a doua zi, vineri, va exista în prima parte, exact cum spuneam, ateliere de teatru în comunități, vor exista acele spectacole de teatru în comunități, acolo unde partenerii noștri ne vor pune la dispoziție săli. Și concursul în sine va începe după amiază vineri la ora 3, când vor fi două spectacole de teatru, tot la Ateneul Popular din Focșani, iar seara la ora 8, la Teatrul Municipal, la Teatrul Maior Gheorghe Pastia din Focșani, va avea loc un concert de muzică, va veni Mihai Mărgineanu și trupa sa. Asta e foarte frumos. La teatru, la ora 20. Cu bilete cumpărate? Nu, deci intrarea este liberă. Intrarea este liberă pe tot parcursul festivalului, numai că intrarea este în baza locurilor existente, adică în momentul în care s-a umplut sala, din păcate, nu vom mai putea primi persoane. Trebuie să se umple sala, că este, o să fie un spectacol excelent. Mărgineanu, da, a mai fost la noi în Franța? Mărgineanu nu l-a mai auzit. Nu știu. Aici, nu știu, da. Așa, după care sâmbătă vor exista de dimineață de la ora 9, vor începe din nou, începe din nou concursul trupelor și vor mai fi 5 trupe de teatru până la ora 18, cu o pauză între ora 12 și ora
2014 și după care la fostul cinema Balada, actualul ansamblu folcloric. Dar cinema Balada. Așa, la cinema Balada. Așa. Va avea loc un masterclass cu domnul Daniel Burlac, de care spuneam mai devreme că de la întâlnirea cu dumnealui a plecat și ideea proiectului, adică să-l punem pe hârtie, și cu Avram Iancu, temerarul Avram Iancu, care a traversat Durea Nord până la mare. Vine aici? Da, da. Nu e vorba de Avram Iancu, stimați respectatorul care... E vorba de cel care a traversat când anul trecut, parcă, sau când a fost... Cu 2 ani. Da. Cu 2 ani, da. Da. Parcă a mai fost la noi. A mai fost invitat. A mai fost invitat la noi. Da, de catedra de geografie, mi se pare, da. Da, va veni, deci va exista un masterclass susținut de cei doi, va exista o prezentare a cărții domnului Avram Iancu și seara, după această prezentare, va avea loc proiecția filmului Sui al domnului Avram Iancu. Deci o activitate foarte intensă o să fie la noi în Vrancea, zilele astea sunt în cadrul, sunt în, eu știu cum să spun, în cinstea zilei de 1 decembrie, de-aia ați spus acum acest concurs, ca să se lege de 1 decembrie? Nu, așa a fost să fie. Așa este clar că în gala de închidere care va avea loc la ora 15 duminică, la Ateneul Popular, se va întâmpla și ceva în cinstea Zilei Naționale, foarte clar. Că domnule Stulogă, cum ați ajuns până aici, vă rog frumos? Pentru că chiar ați pornit-o așa cum am vorbit la început cu Traian, dintr-o joacă, după care, uite că s-a făcut ceva stabil, interesant, serios. O să vă spun, dar o să termin întâi lista. Nu, nicio problemă. Deci vor mai exista duminică dimineața ateliere de teatru cu trupele de teatru venite în festival, ateliere de teatru care vor fi susținute de actori profesioniști, este vorba de Adrian Naur de la Teatru Excelsior, va ține un atelier de teatru non-verbal, va veni Lucian Maxim de la Orchestra Națională Radio, un foarte bun percuționist care va ține un atelier pe muzică. Va veni Adrian Iacov, un alt actor, și va ține un atelier de lupte scenice. Și Axel Mustaș, un atelier pe improvizație. Am încercat să diversificăm atelierele, am încercat să aducem ceea ce noi nu găsim de obicei în alte festivaluri și le știm ca și ateliere și care pot să aducă un plus valoare sau măcar gândirea către plus valoare. Dacă timpul nu poate, măcar întâlnirea să ducă către gândire, către frumos, plus valoare. Să fie așa. Sunteți puțin sceptic după figura pe care o aveți. Deloc. Nu? De ce? Așa mă uitam că... Nu, mi se pare că este un proiect extrem de complex și foarte condensat ca și timp și elevii care vor participa la acest proiect sigur vor avea o grămadă de lucruri de învățat. Și numai elevii. Elevii și cei care vor să fie simpli spectatori. O să se bucure de lucruri foarte frumoase. Estimăm că, în principal, vor fi în majoritate elevi, ceea ce nu este rău, este foarte bine. Eu mi-aș dori ca un astfel de proiect să se poată dezvolta și să poată merge în continuare. Mai ales că, așa cum ați văzut, el ajunge practic și în comunități mai puțin privilegiate. În Focșani, astfel de evenimente pot reprezenta o chestie comună, se întâmplă mai des, dar la Dumitrești sau la Vidra sau la Mărășești sau la Giut sau la Panciu sau la Odobești, astfel de evenimente reprezintă chiar o noutate.
Și atunci, firește că e important ca o astfel de abordare, educație prin teatru, o educație alternativă, să continue, pentru că roadele nu vor fi mâine, nu vor fi poimâine, vor fi în timp și ele, evident, vor apărea dacă vom insista. Păi asta este, la asta mă gândeam, nu? Prin insistență, prin trebuie să găsești oameni care să aibă scânteia aia pe moment, știi? Că e o chestie exact cum ai spus, dintr-o toană. Și această toană să lucrezi la ea ani de zile, uite, a început să dea roade și... Da, și să evoluezi. Și să evoluezi, evident. Sigur că da. Și să avem grijă de cei care, noi toți, de cei care au astfel de toane, știi? Că dacă ignorăm și nu le dăm atenția cuvenită și nu îi ajutăm la nevoie, toana asta se duce. Toană care poate să folosească... Cred că cel mai important sprijin este sprijinul comunității, care categoric, e da. Invitată să participe și prin participare, practic, da. Deci beneficiile sunt da. De o parte și de altă. Deci a fost foarte important faptul că atunci când am bătut într-o ușă și am spus despre ce e vorba, ne s-a deschis ușa. Adică... chiar dacă în lista, de exemplu, dau și primăria Focșan, că este alături de noi, chiar dacă nu apare pe lista partenerilor. Nu s-a încheiat, a fost o convenție verbală. Nu trebuie întotdeauna neapărat una scrisă. Dar și dumnealor ne-au ajutat. Deci important a fost că toți cei din instituție au înțeles și au venit alături de noi. Și atunci am mers mai departe, pentru că dacă nu aveam sprijinul dumnealor, era foarte clar că nu puteam să ne deschidem atât de mult și să ducem. Și proiectul în sine n-ar fi existat. Eu mă bucur tare mult și mă bucur că domnul Negulescu a început prin a ne aduce aminte că zilele astea s-a vernisat, sau s-a, mă refer la bustul lui Bastia. Practic am încercat să marcăm un moment, respectiv momentul prin care noi, Direcția Județeană de Cultură, am reușit clasarea în patrimoniu național a monumentului funerar Maiorga din Bastia. Este una dintre personalitățile imense pe care ni le-a dat Dumnezeu aici în județul Vrancea, de care, uite, ne bucurăm și dumneavoastră vă bucurați, teatrul, Ateneul, toate aceste activități se desfășoară la cele două clădiri pe care ni le-a lăsat într-o păstrare maiorul Gheorghe Bastia, care a murit sărac lipit pământului, că așa s-a întâmplat, ca să doneze, să ne doneze. Cred că faptul că a murit sărac a fost asumat. Da, categoric. Și categoric, cred că e mai puțin relevant. Ba, nu e deloc relevant, este relevant, dar preferat să fie el sărac ca relevant, să lase... Cred că relevant este faptul că, într-o formă sau alta, generații întregi au înțeles efortul și mesajul filantropului Maior Gheorghe Bastia și facem în continuare lucruri care să-i păstreze memoria vie și comunitatea să se bucure de ceea ce a vrut mai vreau să facă, respectiv teatru. Și uite, se bucură că a fost și filarmonică la... Exact. Din păcate, în perioada cealaltă, numele era... Teatrul se numea Gheorghe Filimon, nu Filimon, nu merusez, Dimitrov. Astea au fost timpurile, astea sunt timpurile, dar mă bucur foarte mult că se desfășoară pe cele două scene activități așa de frumoase, vă rog. Și legat de respectul celor care au oferit comunității ceva, trebuie să spun că diplomele care vor fi înmânate vor purta numele actorilor, regizorilor și dramaturgilor născuți aici și care au legătură cu comunitatea din Vrancea și care între timp au decedat. Adică va exista premiul Leopoldina Bălănuță, Emanuel Petruț, Cornel Coman, Emil Bota, Alecu Croitoru și încă vreo câteva. Deci e un omagiu adus muncilor și influențe aduse artei teatrale. Și nu vreau să încheiem această emisiune până nu pomenim despre faptul că prietenul nostru, Laris Boboc, da,
Din păcate, da. un artist și un om deosebit, un om căruia noi toți păstrăm o amintire. Și deja vorbim despre el ca despre o amintire îngrozitor. Da. Și care la rândul lui a fondat un radio, ducând mai departe o pasiune, respectiv pasiunea pentru rock. Pentru rock. Radio Dada, la fel un gest de filantrop, pentru că nu i-a ducea niciodată niciun venit, evident. Da. Un om de mare calitate, la care noi ținem foarte mult. Asta este viața, Dumnezeu să-l odihnească în pace și suntem alături de familia lui, care este la fel ca și minunată, niște oameni deosebiți. Dumnezeu să-l odihnească. Dumnezeu să vă audă. Cam asta a fost, stimați telespectatori. Aștept să ne vedem mâine seară la Ateneu, la orele 18. La orele 18, unde trupa de teatru Prota va juca spectacolul Vanda de Mihaela Mihailov și Radu Apostol. Un spectacol foarte actual care privește bullying-ul, care este, ne-l întâlnim totdeauna astăzi. Avem voie să filmăm și noi această piesă, nu? Bineînțeles. O să o filmăm și o să o vedeți și cât durează piesa? 60 de minute. Deci exact duminică pe postul nostru de televiziune, pe Atlas TV, o să vedeți la orele, cei care nu puteți ajunge, cei care locuiți departe de Focșani, o să o vedeți la noi sau pe cei post care nu găsesc loc și în cei sală. Care nu găsesc loc în sală. Okay, mulțumim foarte mult pentru invitația pe care ne-ați făcut-o. Sper că v-am dat vești bune, stimați telespectatori. Așteptăm cât mai des asemenea invitații și felicitări pentru tot ceea ce faceți și dumneavoastră, domnule director. Mulțumim. La revedere!